așteptăm să ne iasă autorizarea de dezafectare de la CNCAN săptămâna viitoare. Cât de important este acest nou aparat? Deci acest nou aparat pe care, accelerator liniar, deci aceasta este istorie ce vedem dumneavoastră aici, este esențial pentru pacienții de cancer. Gândiți-vă că 70% din pacienții de cancer beneficiază în tratamentul lor complex de radioterapie. Echipamentul de 6 MEV care va fi achiziționat și montat în acest bunker ne va oferi posibilitatea aproximativ 80% dintre pacienți să fie tratați cu acest echipament. Gândiți-vă că avem 22.600 de pacienți de cancer la ora actuală în Constanța, în județul Constanța. 23.000. Iar anual numărul noilor depistări, da, este de aproximativ 2.700 de cazuri noi. Și probabil că vă este în creștere acest lucru. Cum ți-a funcționat acest aparat? Acesta funcționează din anii 80. 35 de ani. O să vă dați seama. A fost sursa, s-a schimbat. Cel mai important, este că ne putem trata pacienții din județ acasă, fără a mai fi nevoiți, cum se spune, să ia drumul la București sau către alte regiuni ale țării. Este foarte important că acești pacienți, acești locuitori din Constanța, să fie tratați la noi, în Constanța. Salutăm în Constanța. Eu măsură un singur echipament, consider că este un început. Avem nevoie, norma europeană, vis-a-vis de la 1 milion de locuitori, 5 aparate ar trebui să fie, dacă zic. Dar eu consider că este un început mai mult decât bun, dar dorința mea și momentul T0 va fi când îi dăm drumul echipamentului respectiv, da? Și primul pacient va beneficia de această radioterapie care va face în acest moment. Dacă am reușit să facem primul pas, sunt convins că vom reuși să facem și următorii pași. Și următorii pași, apariția cu sprijinul, bineînțeles, al Consiliului Județean, unui centru de radioterapie, poate să fim și în Curtea Spitalului, cu două buncăre. Avem exemple din alte părți, de exemplu Brăila și așa mai departe. Cu încă două acceleratoare de puteri mai mari, 10 și 16, atunci am acoperit cumva, pentru că o să fie și programările care se vor întinde pe un spațiu destul de lung, dar consider că e un început mai mult decât convințător.